În această perioadă, la Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian din Dej s-au desfășurat fazele locale ale olimpiadelor. La aceste concursuri au participat foarte mulți elevi, iar un număr mare dintre aceștia s-au calificat în etapa județeană. Fiecare dintre elevii participanți au fost pregătiți de către profesori îndrumători. La fel ca și în anii trecuți, elevii de la Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian din Dej s-au calificat în etapa următoare la materii precum informatică, chimie sau religie, spre bucuria celor care i-au îndrumat. În zilele ce vor urma, aceștia își vor concentra atenția asupra studiului, având ca obiectiv obținerea unui loc fruntaș care le va oferi posibilitatea participării la fazele naționale. Elevii participanți la aceste olimpiade speră să ducă cu mândrie mai departe numele liceului, să-și mulțumească profesorii pentru munca depusă și mai ales să le fie apreciate eforturile. În cele ce urmează, aceștia își vor spune părerea și impresiile despre experiența din acest an. Povestiți-ne, vă rog, despre ce înseamnă olimpiada și ce beneficii aduce aceasta elevilor și implicit școlii. Olimpiadele școlare sunt modalități de evaluare a elevilor și mai ales de evaluare a elevilor care doresc să facă performanță. Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian a fost gazda câtorva faze locale ale olimpiadelor școlare la diferite discipline. Astfel, în ultimele 3 săptămâni am găzduit fazele locale ale olimpiadelor de științe socio-umane, de chimie, de biologie, de franceză, respectiv pregătire sportivă teoretică. La toate aceste faze locale au participat elevi din Dej și din zona Dej și surprinzător a fost numărul mare de participanți, astfel încât am înscris în jur de 200 de elevi. Din acești 200 de elevi s-au calificat cam un procent de 25% pentru etapele județene ale olimpiadelor, cu note foarte bune și elevii se pare că mai doresc încă să participe. Speranțe de naționale anul acesta, la care dintre materii credeți că ar exista? Eu vreau să cred că, la fel ca și anii trecuți, chimia va fi disciplina care se va califica la națională. Vreau să cred că și franceza, având în vedere secția de bilingv, și este posibil și la toate celelalte discipline. De ce nu? Având în vedere faptul că este o competiție între filiera teoretică și filiera vocațională, unde este știut că acolo avem mereu campioni naționali, așa că și filiera teoretică trebuie să fie la înălțime. Un mesaj pentru elevii care participă anul acesta la Olimpiada Județeană. Le doresc mult succes și să fie convinși că dacă au ajuns acolo, înseamnă că sunt printre cei mai buni. Am participat la Olimpiada de Psihologie. Ce te-a determinat să participi la această olimpiadă? Îmi place să cunosc oamenii și să văd în spatele lor, să știu ceea ce gândesc și ceea ce exprimă gesturile lor. Vei mai participa la această olimpiadă pe viitor? Da, voi participa pentru că vreau să fac o carieră din această materie. La olimpiada ai participat? La olimpiada de religie. Ce te-a determinat să participi? Îmi place materia și mă regăsesc în ea. Care sunt impresiile pe care ți le-ai făcut în urma acestui concurs? Am început să cunosc mai bine oamenii și m-am regăsit mai bine pe mine. Olimpiada ai participat? Am participat la olimpiada de franceză și la cea de geografie. Ce te-a determinat să participi la aceste două olimpiade? Am vrut să am o experiență, îmi place geografia și aș vrea să merg la facultate mai departe la geografia turismului și eventual o diplomă la olimpiada județeană sau de ce nu mai departe. Olimpiada ai participat? Am participat la olimpiada de informatică, matematică și fizică. Ce impresii ți-au lăsat aceste experiențe? A fost frumos și greu, dar... Și ce te-a determinat să participi? Îmi place informatica, matematica și... Olimpiada ai participat? La franceză. Ce te-a determinat să participi la această olimpiadă? În primul rând, profesoara mea de franceză, iar apoi pasiunea pentru limba franceză, pe care am dobândit-o de când eram mică, chiar din clasa a treia când am început și fiind îndrumătoare doamna profesoară Vlaicu, m-a ajutat foarte mult, m-a făcut să-mi placă franceza și astfel am reușit să participu la această olimpiadă. Ce impresii te-a lăsat această experiență?
Am rămas cu niște impresii foarte interesante și mi-a plăcut foarte mult. Faptul că am reușit să învăț lucruri noi, să mă aprofundez limba franceză. Olimpiada ai participat? La informatică. Ce te-a determinat să participi la această olimpiadă? Pasiunea mea pentru informatică, munca pe care am depus-o până acum și... Cam atât. Plănuiești să ai un viitor în acest domeniu? Da, îmi place foarte mult domeniul ăsta. Dar ai participat? Am participat la olimpiada de limba engleză. Ce te-a determinat să participi la această olimpiadă? Începând cu clasa noua, când doamna dirigintă ne-a implicat în numeroase proiecte, am început să dezvolt o pasiune pentru limba engleză. Și de asemenea îmi place competiția. Ce impresii ți-a lăsat această experiență? Mi-a lăsat niște impresii foarte plăcute, mi-am făcut numeroși prieteni și de asemenea mi-am dezvoltat spiritul de competiție. Ai participat? Am participat la olimpiada de matematică. Ce te-a determinat să participi la această olimpiadă? Pentru că îmi place foarte mult matematica de mică și în al doilea rând pentru a-mi verifica cunoștințele, nu doar raportate la clasă. Ce impresii ți-a lăsat această experiență? Am impresie bună. De-a lungul anilor am cunoscut foarte mulți elevi și mi-am făcut foarte mulți prieteni participând la diferite etape. În trecut ai mai participat și dacă da, ce rezultate ai avut? Da, mai participat. Să zic că în clasa 7 am luat locul 3 la județ, am mai participat într-o tabără de matematică, acolo am luat locul 1 și la concursul Google Laser unde am luat o mențiune. Vezi viitorul în acest domeniu? Nu știu dacă viitorul meu o să fie în acest domeniu, dar deocamdată fac asta de plăcere. Ce olimpiadă ai participat? Am participat la olimpiada de istorie. Și ce te-a determinat să participi? În primul rând, dorința de a cunoaște trecutul, iar mai apoi dorința de a întâlni noi persoane. Ce impresii ți-a lăsat această experiență? O impresie foarte bună. Că tot ai spus că nu îți vezi viitorul în acest domeniu, totuși, de ce este importantă istoria? Istoria este foarte importantă, deoarece, așa cum a afirmat Tudor Mușatescu, un popor fără cunoașterea istoriei este ca și un copil fără părinți. Olimpiada ai participat? Am participat la olimpiada de chimie. Ce te-a determinat să participi la această olimpiadă? Motivul care m-a determinat să particip la această olimpiadă este pasiunea mea pentru chimie, care a început încă de mic copil, fiind fascinat de secretele vieții. Astfel, în clasa 7-a, chimie mi-a dat această posibilitate de a mă apropia cât mai mult de secretele acesteia. Ai mai participat până acum la această olimpiadă? Da, am mai participat încă din clasa 7-a, am participat la faza națională, unde în clasa 9-10 am obținut câte o mențiune. Și care sunt planurile tale pentru această fază județeană? Planurile pentru această fază județeană este să obțin locul 1 și calificarea la etapa națională. Deviza ta pentru obținerea acestui loc este? Deviza mea este ridicarea prin munca proprie, reprezentând 1% talent, 99% muncă.